Regina Elisabeta a II a Marii Britanii a murit la 96 de ani pe data de 8 septembrie 2022, înconjurată de familie la castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. După moartea reginei, Charles, prințul de Wales, a devenit regele Marii Britanii. Conform Digi24, cu câteva ore înainte de anunțul oficial al decesului, medicii săi deveniseră îngrijorați de starea ei de sănătate, după o evaluare amănunțită, și recomandaseră ca ea să rămână sub supraveghere medicală permanentă la castelul Balmoral din Scoția. Imediat, membrii familiei regale au început să se îndrepte de urgență către castelul Balmoral. După ce fiii reginei și prințul William, nepotul său, au sosit la castel, Palatul Buckingham a făcut anunțul oficial. Regina Elisabeta a II-a a murit. Noul suveran al Marii Britanii devine fiul ei cel mare, Charles. Regina a murit în pace la Balmoral în această după-amiază. Regele și regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce la Londra mâine, a precizat Palatul Buckingham într-un comunicat. Sicriul reginei Elisabeta a II-a urmează să fie expus pe un catafalc de onoare pentru ca publicul britanic să-i aducă un ultim omagiu. Șoferii celebrelor taxiuri Black Cabs din Londra i-au adus un omagiu reginei Elisabeta a II-a. Mai mulți șoferi s-au strâns joi seară în fața Palatului Buckingham. Aceștia au aliniat peste 50 de taxiuri pe celebra stradă din afara palatului, acolo unde mii de oameni au venit pentru a deplânge regina. În următoarele zile vor avea loc pregătiri pentru funeraliile reginei și urcarea pe tron a regelui Charles al III-lea. Astăzi vor fi salve de tun, Charles și Camilla se vor întoarce la Londra, iar premierul Liz Truss va avea probabil o prima audiență la noul rege. Este așteptat de asemenea un discurs către națiune din partea regelui Charles, scrie BBC.